Vă salut, dragi columbofili! Astăzi vom face un video la voliera noastră, la voliera Columbofil Junior. O să vă prezint și inelele pentru 2017. Avem inele de asociație de 10 mm, EE. Am cumpărat 150 de bucăți. Avem și aici o parte din ele. Dar astăzi vreau să facem un video din voliera rostovilor, jucătorilor de Uzbekistan, a siberienilor și, după câte știți, cei care îmi urmăriți canalul, aici avem și o pereche de voltați indieni. Vreau să intrăm să vedem ce puișuri mai avem. Astăzi am făcut puțină curățenie la volieră, dar vedeți, avem și o pereche de rostov pe roșu. Dar așa cum am zis, să intrăm să vedem ce puișori au apărut în voliera noastră. Și ne uităm aici. Avem ouă. Pereche de siberieni care se pregătește de ouă. Aici avem o pereche de jucători de Uzbekistan care au ouă. Aici la siberieni avem puișori, dar care sunt încă prea mici. Mergem și în partea aceasta. Și aici avem puișori. Dacă se pot observa. Și aici avem puișori, dar care sunt foarte micuți. Și aici avem puișori, dar care sunt încă mici. O să facem video cu ei când o să crească. O să luăm acum să vă prezint și puișorii jucători de Uzbekistan. Această pereche vă prezentam eu și acum o săptămână. Trebuie să o luăm pentru că acest puișor a intrat în altă parte. Să-l lăsăm să se ducă la mama lui. Așa, deja avem ouă iarăși. Aici avem un puișor de rostov argintiu. Ia uitați ce încălțături are acest puișor. Un puișor de rostov. Rostov argintiu. Puișori avem mai mulți la voliera. Să luăm să punem acest puișor la locul lui. Așa cum vă spuneam, puișori avem mulți. Mai mulți, de fapt, decât v-am prezentat. Sunt vreo 7-8 perechi. Dar sunt încă mici. Și nu vreau să deranjăm prea mult femelele sau masculii, cei care stau pe ei. Promit să revin cu un video în săptămâna ce urmează, în care să vă prezint puișorii, dar
cum v-am spus și mai înainte, vreau să vă prezint puișorii care sunt puțin îmbrăcați în pene, să vă puteți da seama de încălțătura lor și de calitatea acestor pui. Avem afară jucătorii de Uzbekistan. Avem aici un mascul de voltat indian, o veriche de siberieni. Rostovi albi, o pereche de Rostov pe roșu, eu vă salut și până data viitoare când o să facem un video cu puișorii după ce mai cresc, vă urez toate cele bune și multă sănătate!